Eveniment unic pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Timp de 25 de ore, iubitorii de teatru au putut urmări cel mai lung spectacol din istorie, atât din sala de teatru, cât și de pe esplanadă. La proiect au lucrat, alături de cei 32 de actori ai Naționalului Craiovean, 100 de regizori din toate țări, fiecare tratând într-o manieră unică universul lui Boccaccio. Proiectul internațional Hectomeron, inspirat din Decameronul lui Boccaccio, a început la jumătatea lunii ianuarie. Însă, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, spectacolul a fost transmis online timp de 100 de zile, până aseară. Scriem istorie pentru că, cu siguranță, este cel mai lung spectacol făcut vreodată în România de teatru. E adevărat că nu este numai teatru, dacă ne uităm, este un mixaj de mai multe arte. Au fost unite cele 100 de episoade produse de la începutul anului într-un maraton teatral unic în lume. Spectatorii au putut urmări din sală, dar și de afară, de pe splanadă. Mă bucur foarte mult și este foarte dor, am observat, să avem public în sală, să fim alături de public și ei alături de noi. A fost o pauză foarte, foarte lungă și ne-a fost dor să fim pe scenă. O gură de oxigen, o gură de aer, pentru că știți foarte bine, nu s-a întâmplat mare lucru în perioada asta și aveam nevoie să lucrăm și asta a fost o oportunitate fantastică. A trebuit să vină o pandemie peste noi ca să lucrăm la nivelul ăsta internațional. Publicul din sală a avut parte de experiență inedită pentru că a avut ocazia să urmărească și modul în care spectacolul a fost transmis live. Chiar mi se pare un proiect inedit. Nu am mai văzut așa ceva până la ora actuală. Interesant, unic. Mai vin și mâine dacă nu rezist astăzi. Proiectul Hectomeron se va încheia în această seară la ora 20:30 cu un moment inedit al actorului Marius Manole.